Cuvântul Domnului, vreau să citesc un verset din Scriptură, Genesa, capitolul 2, versetul 18. Să onorăm pe Domnul aducându-ne aminte de cuvintele ieșite din gura Lui. Genesa 2, cu 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Domnul a pus în inima noastră îndemnul să ne concentrăm anul acesta și în învățătură, la familie, denumind anul acesta în mod generic, în mod insinuant, anul familiei. Prima predică, cea de data trecută, este un mic seminar din conferința aceasta de familie pe care vreau să o împart pe bucățele și în fiecare seară de duminică să prezint câte o parte atât cât timpul ne va permite. Data trecută am vorbit despre importanța familiei. În seara aceasta vom vorbi despre scopul familiei. Atunci când vorbim despre scopul familiei, trebuie neapărat să vorbim despre reflectare. Reflectarea este părtășia cu Dumnezeu și este imitarea lui Dumnezeu. Genesa, capitolul 1, versetul 27, ne spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască l-a făcut. Dacă privim cuvântul acesta din Scripturi, observăm că Dumnezeu a creat un bărbat și o femeie și atunci când a făcut proiectul acesta să-i facă, Dumnezeu a spus să facem. Înțelegem faptul că această dualitate din familie este într-o oarecare măsură o reflectare a Trinității din Dumnezeire. Ceea ce vreau să spun este că părtășia, unitatea și frumusețea armoniei din familie, care presupune coabitarea, adică trăirea împreună la cel puțin doi indivizi, un bărbat și o femeie uniți în legământul căsătoriei, este o reflectare, o imagine, o imitare a ceea ce este Dumnezeirea. De aceea am spus că unul dintre scopurile familiei este să reflecte divinitatea, să reflecte Trinitatea, să-L reflecte pe Dumnezeu. Și am numit această imagine legământul triunic, fiindcă atunci când citim în Maleahi, ultima carte a Noului Testament, în capitolul 2, versetele de la 12 la 16, observăm că Dumnezeu, și în locul acesta, ca în multe alte locuri din Scriptură, pune problema în această manieră. El se comportă ca un soț față de poporul Israel. Iar Pavel face o comparație între Hristos și soț și între biserică și soție. De multe ori întâlnim și în Vechiul Testament Dumnezeu și poporul comparați cu imaginea de familie, soț și soție. Iar în Noul Testament, Hristos și biserica comparați cu aceeași imagine. Atunci când vorbim despre familie, trebuie să vorbim despre unitate, trebuie să vorbim despre armonie, trebuie să vorbim despre o atitudine desăvârșită de trăire împreună între soț și soție, între părinți și copii. Și lucrurile acestea comparându-se cu unitatea care este în Trinitate. Am spus că unitatea, relația și părtășia dintre Dumnezeu și poporul său este comparată, este reflectată în unitatea, relația, părtășia dintre soț și soție. Și am dat câteva referințe de care tocmai am amintit puțin mai devreme. De aceea, din cauza acestui aspect triunghic al relației maritale, orice disfuncționalitate creează două probleme. Nu există disfuncționalitate, adică nu funcționează în Trinitate. Relația din Trinitate funcționează, unitatea din Trinitate funcționează. Însă întotdeauna când în familie nu funcționează unitatea, armonia,
comunicarea, părtășia, apar cel puțin două probleme. Prima dintre ele este între soț și soție. Ei se ceartă, emoțiile, dragostea, ceea ce noi numim dragostea și pasiunea, se micșorează, se ofilesc, comunicarea scade sau dispare, se individualizează, adică se separă, nu neapărat mutându-se în domicilii diferite, dar probabil în camere diferite sau împart patul în două prin faptul că se culcă spate în spate. Dar în afară de această problemă, mai e și problema dintre soț-soție și Dumnezeu. Biblia spune în Maleahi, sunt martor la legământul căsătoriei voastre. Ce se întâmplă între voi nu este numai între voi doi, ci este între soț și mine. Este între soție și persoana mea. Prima problemă care apare în sânul familiei, când nu mai funcționează familia după parametrii Creatorului, este faptul că se strică relația dintre soț și soție și nu mai există bucurie nici pentru mașină, nici pentru casă, pentru nimic. Și apoi se strică relația dintre om, membru în familie și Dumnezeu. De cele mai multe ori când noi ne confruntăm cu un conflict marital, privim lucrurile doar la nivel orizontal, fără să ne gândim că vocea noastră, cuvintele noastre și vocea și cuvintele urâte, atitudinea noastră agresivă, violentă, uneori vulgară, obraznică, este auzită de Dumnezeu și este penalizată de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este martor în casa ta, Dumnezeu este martor în familiile noastre. Nu putem fugi de această dimensiune verticală a relației familiei noastre cu Creatorul. Continuând scopurile familiei, un al doilea este perpetuarea, adică procreerea. Biblia spune, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Ori de câte ori vorbim despre lucrul acesta, în mintea multora, mai ales a familiilor tinere, se ridică inevitabila și repetata întrebare, câți copii să avem? Predicatorii sinceri spun, eu știu câți copii trebuie să am eu, dar nu știu câți copii trebuie să ai tu. Câți copii trebuie să aibă o familie? În general, un răspuns de principiu este următorul, câți dă Dumnezeu? Însă sigur că o a doua întrebare care vine în fugă este, câți dă Dumnezeu? Cum vom ști câți dă Dumnezeu? Cum procedăm la aceasta? Însă eu vreau să continui și să vă spun următorul lucru. Biblia nu spune numărul copiilor unei familii, spune doar principiul. Și principiul este următorul. I-a binecuvântat și le-a zis, creșteți și înmulțiți-vă cu scopul să umpleți pământul. Asta presupune, dacă ne gândim în mod practic la versetul acesta, că fiecare familie trebuie să facă cel puțin 3 copii. Cum vom umple pământul dacă eu și soția suntem 2 și când murim rămân 2 copii în urmă? N-am progresat cu unul în plus. Nu se va mări numărul locuitorilor pământului dacă 2 se nasc și 2 mor. Dar dacă se nasc 2 și rămân 3, este 1 în plus. Dacă se nasc 4, rămân 2 în plus. Dacă se nasc 5, rămân 3 în plus. Principiul este creșteți, înmulțiți-vă cu scopul ca să umpleți pământul. De aceea face sens când spun că dacă moare soțul și soția, trebuie să rămână în urmă 3 copii. Nu fac din aceasta un principiu, fac din aceasta doar o interpretare personală la principiu care este creșteți, înmulțiți-vă, cu scopul să umpleți pământul. Atunci când vorbim despre câți copii să avem, în mod public nimeni nu poate să spună decât la modul general câți dă Domnul. Dar, privind la numărul copiilor din familiile Bibliei, observăm că numărul este foarte diferit. Este relativ, este extrem de diferit de la o familie la alta. Luați familiile Bibliei la rând, citind Biblia, cu scopul să vedeți câți copii a avut fiecare. Și nu observați câți copii a avut un bărbat, că în Vechiul Testament se practica de obicei poligamia. Și evident că cei mai mulți au avut cel puțin 2 soții. Singurul
despre care nu se spune în mod explicit că a avut mai multe soții și are 10 copii, este Iov. Dar în rest, patriarhii și cele mai multe familii au avut mulți copii cu mai multe soții. De aceea niciun predicator nu poate, citind în Biblie, să spună tu atâția copii trebuie să ai sau tu atâția copii trebuie să ai. Orice soț și soție, în dormitorul lor, în relația spirituală personală cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus, va ști care este mandatul familiei lor, va ști care este misiunea familiei lor și câți copii le va da Domnul după voia sa lor personal. Sigur că familiile mai conservatoare spun mulți copii, familiile mai liberale spun mai puțini sau chiar deloc. Însă pe noi nu ne interesează așa de mult ce spun oamenii, pentru că ne interesează ce spune Dumnezeu. Dar la capitolul acesta, Dumnezeu spune un principiu: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Ne-ar place să existe amănunte aici, ca și în multe alte aspecte teologice, dar aici nu există amănunte. Atunci când vorbim despre scopurile familiei, trebuie să acceptăm și faptul că administrarea, adică stăpânirea naturii, este un al treilea scop. Biblia spune, stăpâniți, supuneți pământul și stăpâniți peste orice vietate pe care Dumnezeu a creat-o, din aer, din apă și de pe pământ. Astăzi, dacă ne uităm la om, a pierdut în mare măsură autoritatea să facă lucrul acesta, cum de altfel și-a pierdut competența și capacitatea să facă față și celorlalte scopuri ale familiei din care bărbatul și femeia fac parte. Compania este înlăturarea singurătății. Dumnezeu a spus următoarele cuvinte: nu este bine ca omul să fie singur. Aceasta este regula, excepția este celibatul. Dar este o excepție, Pavel o tratează. Atunci când vorbim despre companie, adică despre faptul că Dumnezeu a pus un om lângă un alt om, adică o femeie lângă un bărbat, trebuie neapărat să precizez, pentru că în contextul tendinței căsătoriilor, bărbat cu bărbat, se poate înțelege faptul că noi agreem cu aceasta. Scriptura spune faptul că prezența soției are rolul să elimine singurătatea bărbatului, care este soțul ei, și de asemenea să-i ofere ajutorul. Primul scop este eliminarea singurătății. Nu este bine ca omul să fie singur. Nu este bine ca omul să fie singur. Când bărbatul alege singurătatea fiind căsătorit, ori renunță la ajutorul femeii, ori renunță la compania ei. Și prin această atitudine a lui de însingurare în timp ce este legat în legământul căsătoriei, el declară inutilitatea planului lui Dumnezeu pentru el și inutilitatea soției în viața lui. De ce un bărbat se căsătorește să nu fie singur, dar după aceea tot singur e? Pentru că în mod spiritual sau emoțional se separă de soția lui. Stau așa de mult certați încât sunt singur oricum, chiar dacă trăiesc sub același acoperiș. El tot singur este. Este o singurătate emoțională. Nu există o unitate emoțională. E o singurătate intelectuală. Nu fac planuri împreună. Fiecare are portofelul lui, are accountul lui, are resursele lui materiale. Nu se înțeleg unul cu altul, nu-și fac planurile împreună. De fapt, sunt doi indivizi în căminul de nefamiliști. Fiecare cu planurile lui, cu perspectiva lui, cu problemele lui. Nu există unitate. Dumnezeu a spus că ei vor fi una. Din ce punct de vedere? Din toate punctele de vedere. Când un bărbat, fiind căsătorit, este totuși singur, el face inutil planul lui Dumnezeu și declară inutilitatea soției cu privire la cele două aspecte. Ea nu-l va mai ajuta, pentru că n-au relație, sunt certați, sunt separați chiar dacă trăiesc împreună. Și nu numai că nu-l va mai ajuta, dar nu-i va mai oferi compania ei. Compania soției mângâie, întărește, dă bucurie, așa cum vom vedea puțin mai târziu atunci când vom vorbi și despre alte aspecte. Desăvârșirea, spre exemplu, poate sună ciudat că soția desăvârșește pe soț, dar am să argumentez punctul meu de vedere. Evident, ce spun eu sunt interpretări ale unor versete. Dacă socotiți că interpretarea este abuzivă, lăsați-o pe screen.
Oricum versetele sunt din Scriptură. Uitați ce am vrut să spun. Am să-i fac un ajutor potrivit. Dacă eu am un asistent, un ajutor, o persoană care toată viața și-o dedică ca să fie lângă mine și să mă ajute să fac lucrurile mai bine, să fac lucrurile mai frumos, să fac lucrurile mai responsabil, să fac lucrurile mai la timp. Nu este așa că acest ajutor mă va ajuta să excelez, să mă desăvârșesc, să mă perfecționez? Este adevărat. Dacă mă va lăsa singur și nu va atrage atenția, nu va spune, hei, acolo ai greșit, eu voi merge din greșeală în greșeală. Vecinii, prietenii, colegii, rudele nu au îndrăzneala să-mi spună, acolo ai greșit. Dar soția mea, datorită tipului de relație profundă, ea are libertatea să-mi spună, a fost prea mult acolo, a fost prea puțin acolo. Cum mă va desăvârși că dumneavoastră nu-mi spuneți când nu predic bine? Nu mă felicitați când predic bine? Dumneavoastră pur și simplu îmi dați întotdeauna sentimentul că e ok și plecați acasă. Dar când mă urc în mașină, soția mea aproape de fiecare dată îmi spune câte ceva. Ei, tot ce îmi spune ea, eu știu că este adevărat, chiar dacă de cele mai multe ori nu-mi place. Cui îi place să fie corectat? Cui îi place să fie mustrat? Cui îi place să fie atenționat? Dar lucrurile acestea mie îmi folosesc pentru că accept și un alt punct de vedere al unei persoane care stă pe bancă și dintre cele 1000, 1000 și ceva care stă pe bancă, există una care are libertatea datorită relației de soție cu mine să-mi spună adevărul, să-mi spună întotdeauna, uneori insistent și supărător din punctul meu de vedere. Soția contribuie la desăvârșirea soțului. Asta nu înseamnă că nu este și invers. Când bărbatul își primește coasta înapoi, este întreg. Fără coastă, îi lipsește ceva. Atunci când vorbim despre scopurile familiei, nu putem neglija desfătarea. Desfătarea înseamnă bucuria și fericirea bărbatului și deopotrivă a femeii. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Fraților, trebuie să acceptăm că cea mai scumpă persoană pentru un om, înainte să se căsătorească, este mama și apoi tatăl. Cum se face că atât de puternică este motivația, adică dragostea și pasiunea, încât pur și simplu băiatul acesta își lasă mama și tatăl, se mută din casa părintească, își întemeiază o familie și pur și simplu toată energia, toată pasiunea, toate resursele lui de toate felurile și le manifestă în familia aceea. E normal, e dumnezeiește. Ei bine, atât de puternic este lucrul acesta. Dar Biblia continuă și spune, bucură-te de nevasta tinereții tale. În familie există desfătare. Trebuie să acceptăm că relația de familie presupune și relații pe care nu le mai implică niciun alt tip de relație, nici cu părinții, nici cu rudele, nici cu prietenii, nici cu frații și surorile, și mă refer chiar la relația aceasta trupească. Bucură-te de nevasta tinereții tale. Lucrul acesta este scris în carte. Nu e atât de rușinos încât să nu fie scris în carte. Biblia menționează aspectul acesta. Ei bine, oamenii nu trebuie să uite că atunci când se căsătoresc e un privilegiu numit desfătare, numit bucurie. Face parte dintre scopurile familiei. Un altul este protejarea. Am să explic ca să nu se înțeleagă mai multe lucruri și mai ales ceea ce nu vreau să spun. Asta înseamnă eliminarea ispitelor cărnii. Când spun lucrul acesta, îl citez pe Pavel în 1 Corinteni 7:5. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar în situația în care vă înțelegeți amândoi, pentru ca să vă dedicați unui timp de post și de rugăciune. Dacă ești căsătorit, ai obligația să te învoiești cu soția sau cu soțul că postești. De ce? Pentru că în timpul postului este ideală și abstinența relațiilor trupești. Hai să spun, ca să nu se înțeleagă altceva, să fiu puțin mai direct, relațiile intime. Și pentru că în timpul postului, al unei perioade de o zi sau de mai multe zile, Pavel spune, chiar aici, în versetul pus pe screen, este arătat lucrul acesta, atunci când există o perioadă de post și de rugăciune, trebuie abstinență nu doar de la mâncare și băutură, ci inclusiv de la această relație care, în mod normal, în mod obișnuit, e normal între soț și soție, dar în situația aceasta trebuie abstinență. Însă Biblia spune următorul lucru, după ce ați ieșit din perioada de post și rugăciune o zi sau mai multe zile,
Nu vi se pare puțin ciudat că Biblia ajunge să recomande asta? Chiar e nevoie să recomande la unii, dar la alții nu? Și ce recomandă Biblia? Recomandă următorul lucru. Să vă împreunați iarăși. De ce? Ca să nu vă ispitească diavolul. Există o presiune hormonală care creează o nevoie, nevoia relației trupești. Și în cadrul familiei aceasta nu este păcat, decât aceasta fiind excepția. Și Biblia spune următorul lucru. Nu fii atât de sfânt încât să renunți la treaba aceasta, decât cu bună învoială în timpul postului și rugăciunii. Pentru că dacă ești atât de sfânt sau serviciu sau alte situații din viață te țin prea mult departe de soție și de soț, știi ce face? Va veni diavolul la tine și te va ispiti. Și cum nu ești decât un om din carne, vei găsi tot felul de metode ca să-ți rezolvi niște nevoi biologice și hormonale normale. De aceea Biblia ajunge, părând aproape indecent pentru unii, să spună următorul lucru. După ce a trecut perioada de post și de rugăciune, împreunați-vă din nou, că sunteți din carne, aveți în voi ca și instinctul de foame, instinctul de nevoie a relației trupești în cadrul familiei și trebuie neapărat să nu uitați de asta. Trebuie să menționez într-o paranteză, cât pot de decent pentru cei care au o conștiință mai sensibilă, să spun și faptul că în cadrul familiilor Pământului sunt anumite familii sau anumiți soți sau anumite soții care au o nevoie mai mare de această relație trupească, alții au o nevoie mai mică. Având în vedere această diferență, și soțul și soția trebuie să fie cu înțelepciune atent la tovarășul lui de viață, că s-ar putea să fie diferit de el destul de mult. Și să-l nu neglijeze dacă el este prea sensibil, dar nici să nu îl abuzeze dacă el are o nevoie mai mare. Observați că atunci când oamenii merg să mănânce, unul mănâncă mai mult, altul mai puțin. Fiecare cu nevoia lui. E, la fel e cu somnul, unul doarme 4 ore și destul, altul dacă nu doarme cel puțin 6, e buimat toată ziua. Ei, așa este, așa sunt oamenii în toate nevoile lor trupești. Și de somn, și de mâncare, și de muncă, unii pot munci mult, alții dacă muncesc un pic imediat, sunt epuizați. Ei, noi trebuie să fim niște oameni înțelepți și să considerăm lucrurile acestea. Nu pentru că devenim indecenți, dar sunt lucruri care conduc la ceartă. Sunt bărbați sau poate femei care de-a lungul anilor acuză faptul că sunt neglijați sau neglijate. Și într-un moment de rătăcire și de ispitire, diavolul le oferă o altă soluție de împlinire. Și așa se ajunge la lucruri nedorite. Oamenii ai lui Dumnezeu, noi trebuie să vorbim despre aceste lucruri pentru că sunt scrise în Biblie. Și tot cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat să ne înțelepțească, inclusiv aspectele acestea practice ale vieții de familie. Ne protejează faptul că suntem căsătoriți. Și nu trebuie să existe o perioadă prea lungă decât cu bună învoială, dar considerând și ce fel de bărbat e soțul și ce fel de femeie e soția, ce fel de oameni sunt ei, ca să nu mai intru în amănunte din punctul acesta de vedere, trebuie să considere perioada aceasta de abstinență și nevoia lor pe care o recomandă Pavel. Scripturile spun următorul lucru, ca să nu vă ispitească diavolul. E ușor de înțeles că genul acesta de ispite legate de senzualitate, cu tot milioanele de păcate pe care o compune senzualitatea, sunt cele mai puternice, cele mai des întâlnite. Vreau să vă spun că instinctul acesta al nevoii trupești, al relațiilor trupești, e cel mai puternic instinct dintre toate instinctele. E mai puternic decât instinctul de frică. E mai puternic decât instinctul de foame. E mai puternic decât instinctul de sete. Și aș putea să intru în amănunte, dar nu e contextul potrivit, așa că aș vrea să trec un pic mai încolo. Atunci când vorbim despre scopurile familiei, trebuie neapărat să ajungem la încheiere și să vorbim de educare. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că educarea formează caracterul. Fraților, ca și copil suntem într-o familie și acolo ni se dezvoltă caracterul. Se pun bazele manierelor, ale moralității, ale eticii, ale unui comportament decent, iar dacă părinții sunt oameni credincioși și temători de Dumnezeu, dintr-o dată copilul crește într-o cultură biblică, într-o cultură evanghelică. Și chiar dacă nu va veni la biserică când va deveni adult, o parte din viața lui, de puține ori toată viața, el va avea o atitudine și un comportament foarte îngrijit, pentru că s-a impregnat în caracterul lui prin atmosfera evanghelică din casa lor.
Pentru că tata și mama sunt credincioși într-o biserică evanghelică. Să nu mintă, să nu fure, să nu înjure și așa mai departe. Și va fi un om pe care de departe sesizezi că are un comportament puțin diferit. Dacă va veni la biserică ca și adult și îl va alege în mod personal pe Domnul și se va naște din nou mântuindu-se, atunci se va accentua de la nivel de cultură, va trece la nivel de maturitate prin pocăință și naștere din nou, această înnoire spirituală care nu mai este doar o influență a părinților, ci e o influență a Duhului Sfânt și a Cuvântului Dumnezeu prin nașterea din nou. Atunci când vorbim despre educare, vorbim despre faptul că o tânără, un tânăr, uneori, de cele mai multe ori fetele mai devreme, băieții mai târziu, pentru că ele sunt pregătite de căsătorie mai devreme decât băieții. Familia este un mediu în care soțul și soția se maturizează în relația de cuplu. Spuneam, fata, băiatul ies din familia părinților și își întemeiază propria familie. Însă în familia părinților au fost expuși la educație. Dar procesul de educare continuă la un alt nivel, nu ca și copil, ci ca și soț sau soție. Câte lucruri n-am învățat eu de când m-am căsătorit? Foarte multe lucruri. Pentru că multe conflicte care au apărut în familia mea și a lui Carmen au fost din cauza unor defecte sau din cauza unor particularități prea dure. Și am spus, nu mă interesează de cum îți place ție, eu fac așa. Ea s-a simțit neglijată, ea s-a simțit nebăgată în seamă, împinsă la limita intereselor mele. Dacă ea a făcut la fel, eu m-am simțit la fel. Și când spun asta, nu mă refer la mine, ci mă refer la bărbați. Și când spun soția mea, nu mă refer neapărat la soția mea, ci la orice soție de aici sau care ascultă mesajul acesta cândva. Scumpii mei, întotdeauna când diferențele sunt prea mari și prea multe, creează conflict. Păi nu mai gândiți-vă duminică seara. Dacă soțul sau soția vrea să vină la biserică și soția sau soțul vrea să doarmă sau să meargă la... Puneți dumneavoastră ce vreți. Unde va veni, la biserică sau unde a zis celălalt? Nu-i așa că se vor lua la ceartă? Cel care merge la biserică o va acuza sau îl va acuza că e firesc și va spune, păi tu niciodată nu vrei să vii la biserică, ție nu-ți trebuie decât distracții, toată săptămâna muncești și duminica te distrezi. Dumnezeu la tine a fost doar Dumnezeul lui taică-to, că al tău nu e. Iar el zice, a, pocăit-o sau pocăitule, și uite așa apare conflictul și cearta, de la o diferență măruntă, dar să nu mai vorbim de la alte diferențe. Poate el vine dintr-o familie unde banii s-au cam risipit. Ea vine dintr-o familie unde a fost foarte econom, aproape de lacom, de zgârcit. Și acum când se pun împreună, el vrea să-și continue stilul de a cheltui banii, ea vrea să-și cheltuie stilul de a ține banii. Imaginați-vă ce iese de aici. Toate diferențele astea, dacă sunt mai multe, pun presiune pe relația familiei. De aceea familia este un timp, este un mediu în care soțul și soția se maturizează nu doar în relația lor cu Dumnezeu, ci în relația lor unul cu altul. Pentru că eu, trăind lângă soția mea și dumneata lângă soția dumitale sau lângă soțul dumitale, puțin câte puțin de-a lungul anilor, încep să o cunoști și să-l cunoști. Îi cunoști și defectele, îi cunoști și calitățile. Și ceea ce faci, declanșezi un război de corectare a defectelor. Și dintr-o dată, după vreo 20-30 de ani, realizezi că nu reușești să corectezi. Și atunci încep să te adaptezi la defectele care le are. Că ce poți să faci? Dacă nu se corectează, te adaptezi dumneata la defectele acestea. Și știi că aceasta e o problemă pe care dacă te atingi de ea, din nou apare un conflict care ține o oră sau o zi. Și încet, încet găsești niște soluții ținând cont de particularitățile pe care le are tovarășul de viață, ținând cont de dorințele lui, uneori sunt mai exagerate, dar e omul tău. L-ai ales, dacă nu l-ai căutat înainte, acum e cum l-ai ales. Acum ce mai poți să faci? Acum să nu vă supărați, și dacă era altul, nu era problema la genunchi, era la cot. Că toți oamenii sunt muritori. Frații mei, familia e un mediu unde după căsătorie băieții se dezvoltă și se maturizează într-o zi, vorba la bazmele din România, cât înainte să se căsătorească într-un an. Pentru că responsabilitățile care le revin ca soț și soție în cadrul familiei îi expun să gândească, să ia decizii și să facă rost de resurse. Nu mai merge la tata, nu mai merg la tata și la mama, ci ei înșiși trebuie să răspundă nevoilor lor. Ei, asta te maturizează. Mai mult de atât, aici nu mai e ca la mama și la tata, relația dintre
dintre băiat și mamă și dintre același băiat care a devenit acum bărbat și soție e foarte diferit. Ce spune Biblia? Biblia spune următorul lucru. Dacă te căsătorești, nu faci rău. Numai că soția nu se ține ușor. Așa spune Pavel în Corinteni. Cine zice se căsătorește, trebuie să se îngrijească de soție. Să o distreze, să o bucure și invers cu soțul. Nu poți să crezi că te-ai căsătorit și aici lângă dumneata, dar gata, descurcă-te. Nu merge așa. Trebuie să o bucuri, trebuie să o distrezi, trebuie să-i dai valoare, trebuie să-i dai atenție. Pentru că dacă tot singur ești și după ce te-ai căsătorit, atunci ce-ar mai putea să facă Dumnezeu pentru tine ca să nu fii singur? Că atunci când ai fost băiat, te-a îndemnat să te căsătorești. Dar după ce te-ai căsătorit, ce te mai îndeamnă? Te îndeamnă să ai o relație cu soția. Dacă ți-ai luat nevasta, ai grijă de ea. Că așa se întâmplă și când îți iei mașină. Așa se întâmplă și când îți cumperi casă. Așa se întâmplă și când îți cumperi haine, din când în când le mai speli, că altfel o să fie greu să mai stai lângă cineva. Păi dacă o haină trebuie îngrijită, cum e cu nevasta? Fraților, nu trebuie să ne neglijăm soția. Dacă o neglijezi, la cea mai mică neglijență se va aprinde un bec roșu. De fiecare dată becul acesta roșu, în ciuda faptului că e roșu, are altă culoare și sună diferit. Uneori sună într-un fel, alteori în altul, dar orice soție neglijată, știți ce se întâmplă? Uitați ce se întâmplă, scumpii mei. Dumnezeu i-a spus soției mele următorul lucru. Te duci lângă băiatul ăsta și toată viața ești cu ochii pe el. Ajută-l. Te duci și-l ajuți. E misiunea pe care eu ți-o încredințez. Ajută-l. Și ea vine la mine, îl lasă pe taică, o lasă pe maică sa și se dedică să mă ajute pe mine și să-mi dea companie, să nu fim singur. Dar eu am un stil de viață care îi spun, hei, mă sufoci. Eu vreau să mă duc la vânătoare. Eu vreau să mă duc la pescuit. Eu vreau să mă duc la bar. Eu vreau să mă duc la casino. Eu vreau să mă duc la fotbal. Și lista continuă. Și ea rămâne acasă o dată, de două, de cinci, de zece și zice, de ce m-o fi trimis pe mine Dumnezeu la ăsta, că ăsta n-are nevoie de mine? Decât foarte rar. În ce fel îl ajut eu? Că văd că are alte persoane care îl ajută. Văd că nu e singur, dimpotrivă, e sufocat de relații. Aproape că nu le mai face față. Dumnezeu a spus așa, am o persoană care mi-a ajutor potrivit. Fratele David nu mi-a ajutor potrivit, mi-e coleg de slujbă. Fratele Viorel nu mi-e ajutor potrivit, mi-e coleg de slujbă. Ajutorul potrivit e acolo pe bancă. Ajutor potrivit ca să nu fiu singur și ajutor potrivit ca să mă desăvârșească. Frați, fiecare dintre noi avem un ajutor potrivit. Să-l tratăm ca pe un om trimis de Domnul, care trebuie să fie lângă noi, ca să nu fim singuri, ca să nu ne ispitească satana și ca să ne ajute. E puțin lucru? Nu, este un lucru mare. Tot la fel, încheind subiectul și apropiindu-ne de momentul rugăciunii și al încheierii slujbei divine, familia este un mediu în care nu doar soțul în relația cu soția se maturizează, dezvoltându-și caracterul și răbdarea, câtă răbdare îți trebuie ca să te adaptezi la soț, care e diferit, și la soție, care e diferită, foarte multă răbdare. În primii ani de căsătorie parcă n-ai răbdare și tot te lupți să-l schimbi, dar cu timpul îți dai seama că mai lasă el astăzi, mai lași tu mâine, mai lasă el 30%, mai lași și tu 30% și încet se ajunge la un numitor comun. Trebuie un timp, un timp de acomodare, dar nu numai soțul cu soția se acomodează unul cu altul, pentru că familia este invadată de apariția unuia sau mai multor copii care vin în familie și singurul loc unde ei sunt educați este familia. Copiii sunt educați prin învățare și, de asemenea, sunt corectați prin disciplinare. Orice părinte trebuie să-și învețe copilul ca să-l educe și trebuie să-l disciplineze ca să-l corecteze. Nu există educație fără corectare și nici nu trebuie făcută corectare fără educație. De obicei, mama se ocupă cu educația, tata cu corectarea. Zice, hai că vine tata acasă, dar nu ca să te învețe, ci ca să te ciufulească. De-aia vine tata acasă. Tata este... are voce așa mai puternică, ca toți bărbații, când apare și când se răstește odată, încremenește bietul copil. În general, se ocupă cu corectarea. Să nu vă supărați, dar nu-i bine. Să nu ne mirăm de ce iubesc copiii mai mult mamele, dacă așa stau lucrurile. E foarte greu să iubești polițiștii. Să mă iertați că noi avem și câțiva polițiști în sală, n-am vrut să spun asta, am vrut doar să dau exemplu prin comparație.
Apropiindu-ne de momentul rugăciunii, frați și surori, și gândindu-ne la scopurile familiei, aș vrea să considerăm faptul că atunci când Dumnezeu a planificat să ne căsătorim, ne-a pus lângă un alt om care este diferit. Vine dintr-o altă familie, temperamental e diferit. Din punct de vedere al obiceiurilor casei de unde ea sau el vine, este diferit. Și noi suntem expuși la a trăi cu cineva care e diferit de noi și la o perioadă de găsire de soluții, găsire de calea de mijloc. Și în felul acesta, nu doar cu ea să mă acomodez, ci amândoi să ne acomodăm ca și soț și soție cu Dumnezeu. Că până acum am fost băiat până să mă căsătoresc. Dar de acum sunt bărbat, soția mea devine femeie și apar copiii. Și pe lângă faptul că sunt soț, devin și tată. Și dintr-o dată, ca soț și tată, trebuie să mă raportez la relația spirituală cu Dumnezeu într-o altă manieră. Și dacă vin 1, 2, 3, 5, 10 copii sau mai mulți, responsabilitățile cresc foarte mult. Nu-i ușor să îmbraci atâția copii, nu-i ușor să le ofer hrană și mai ales educație și mai ales, permiteți-mi să mă repet, educație spirituală. Frați și surori, atunci când vorbim despre cum trebuie să arate familia mea, familia mea nu trebuie să arate ca și Hollywoodul. Familia mea nu trebuie să arate ca altă familie neapărat, ci modelul de familie este prezentarea voii lui Dumnezeu din carte și identificarea scopurilor familiei. Dacă scopul lui Dumnezeu cu familia a fost perpetuarea, eu trebuie să știu că este poruncă de la Dumnezeu să nasc copii. Dacă eu spun eu nu vreau să fac copii, că eu vreau să fiu așa mai lejer, Dumnezeu a zis a naște copii o binecuvântare în primul rând, nu e o poruncă. În primul rând e o binecuvântare și apoi e o poruncă. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis creșteți și înmulțiți-vă. A face copii e o binecuvântare, e o onoare, e un har, e un sentiment fără de care viața e așa cum e. Și apoi este o obligație. Dumnezeu te cere partener în popularea planetei Pământ. Dumnezeu te cere partener în educarea copiilor pe care ți-a dat. Dumnezeu îți spune următorul lucru, nu te îngriji doar de pasiunile tale, de poftele tale, de confortul tău și de comoditatea ta. E porunca divină, e porunca lui Dumnezeu. Dincolo de asta, între fiecare bărbat și soția lui, între fiecare femeie și soțul ei și între Dumnezeu, există un legământ veșnic. Dumnezeu spunea și închei, sunt martor între tine și soția ta. Nu poți să faci nimic pe ascuns. De mine te poți ascunde și eu de dumneata. Dar niciunul dintre noi doi nu se poate ascunde de Domnul cu D mare. Binecuvântat să fie numele Său, atot cunoașterea Sa, atot înțelepciunea Sa, atot priceperea Sa. Dumnezeu e martor în casa mea. Îmi încui ușa, trag jaluzelele și Dumnezeu este acolo în dormitorul meu. Aude ce zic, cum zic, îmi cunoaște simțămintele, îmi cunoaște resentimentele dacă există. Violența, agresivitatea, răutatea, ura, toate lucrurile acestea sunt cunoscute de Domnul. În seara aceasta te chem să ne rugăm. Suntem doar doi oameni, doi bărbați, două femei. Suntem doar o mână de țărână care purtăm mandatul să trăim înaintea lui Dumnezeu, ca oameni mântuiți, ca soți sau soții, ca tați sau mame, ca și copii, fete sau băieți. De aceea în seara aceasta vă chem oamenii lui Dumnezeu să stăm în fața Domnului și să simțim ochii lui ca parafocului care se uită la noi, să simțim privirea lui care ne străpunge, să simțim capacitatea lui de a cunoaște tot ce este ascuns în noi și în casele noastre și să înțelegem un singur lucru, trăim înaintea Domnului. Să ne corectăm și să ne pocăim. Să fim niște oameni de ispravă ca oameni, ca soți, ca tați și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Vă invit la rugăciune poporul Domnului.